Bună, draga mea! Felicitări în primul rând pentru că ai absolvit cursul de analiză tranzacțională, seria 6, cu Loredana Lapiș. Aș vrea să te invit acum să ne spui câteva lucruri despre tine. Cum te numești, câți ani ai, ce profesie ai sau unde locuiești? Sunt Grecu Violeta, am 54 de ani și locuiesc în Italia, în Perugia, nu, Perugia. Lucrez ca operator olistic, mă ocup de Reiki, radiestezie, radionica, tot ce este legat de energie. Și sunt și un coach. Super, super, felicitări! Mă gândeam să te întreb, știu că ești veteran în Academie, ai făcut deja toate celelalte cursuri din Academie. Ce te-a motivat să vii și la acest curs de analiză tranzacțională? Analiza tranzacțională cred că este cursul cel mai important ca să putem să înțelegem rădăcina rădăcinilor, cum ar veni la fiecare traumă, la fiecare comportament al nostru. Faptul că noi ne facem scenarii de viață de mici copii și asta vine în funcție de programele care ne le dau părinții noștri și ambientul în care trăim. Și e important să înțelegem toate jocurile, toate mecanismele care ne aduce să ne comportăm în anumit fel în viață și cum alegem scenariul vieții noastre care se repetă în continuu. Uite, ai anticipat puțin următoarea mea întrebare, pentru că vreau să te întreb ce ai obținut tu valoros din acest curs? Wow, ce am obținut valoros? M-am regăsit copilul meu interior. Și sunt recunoscătoare. Acum am înțeles, în curs am înțeles importanța care trebuie să dăm copilului interior, să recunoaște munca care a făcut-o, câtă forță a avut ca să ne aducă pe noi aici și acum, în momentul ăsta. Pentru că, mulțumită lui, copilului interior, azi sunt eu aici și sunt cine sunt. Și faptul că îi dau voie azi, am înțeles că pot să-i dau voie, îi permit să existe fără măști, fără să mulțumească pe alții, fără numai să existe și atâta, se bucură de viață, să trăiască. Asta e lucrul cel mai important, pentru că stăm într-o viață în care ne pedepsim singuri, ne dăm vina pe noi pentru greșelile noastre, nu există greșeli. Și în cursul ăsta am înțeles lucrurile cel mai esențial al vieții noastre. Pentru că în momentul în când ne recunoaștem copilul interior, când recunoaștem copiii interior de ceilalți, atunci putem să avem o comunicare mult mai bună, o viață mult mai bună, mai ușoară și să ne iubim mai mult. Foarte frumos, ai spus. Unde, când, cu cine crezi că vei folosi tot ceea ce ai învățat în cursul acesta? Oriunde, cu tot. În sensul că până acum am avut
Instrumentele și am instrumentele pentru că toate cursurile ne-au dat instrumente ca să putem să lucrăm cu noi și cu alții. Cursul de analiză tranzacțională ne-a arătat direcția. Unde să lucrăm? De unde să începem? Care sunt fundațiile oricărui program care mi l-au instalat, mi l-am instalat, dacă nu reușim să mergem exact la rădăcină, nu putem să scoatem ce-i greșit din noi, ca să putem să ne bucurăm de viață. Asta, de asta am venit. Evoluția noastră e iubire incondiționată. Să iubim orice. Și un fir de iarbă. Pe oricine. Atâta timp cât noi ne iubim pe noi. Și putem să o facem în momentul în care facem curățenie, care dăm jos toate greutățile, toate bagajele astea care mi le-au pus în cârcă și noi cărăm. Și când ne liberăm și suntem atât de ușurați, reușim să vedem bunătatea în alții. Da, scuzați. Vezi o gramatică ca... Reușim să vedem iubirea. Iubirea în celelalte persoane. Pentru că reușim să vedem în noi, atunci e ușor să vezi pe alții. Cum spune Loredana, tot timpul noi suntem un diamant plin de noroi. Să spun altceva. Cu cât dă mai mult noroi ăsta după diamant, cu atât mai mult strălucim. Așa sunt și ceilalți. Așa este. Doamne, cât de frumos ai spus. Ce te-a determinat să o alegi pe Loredana și Academia de Coaching? Eu totdeauna am spus că Loredana e un pescător de suflete. Un vindecător de suflete. Se vede că momentul ăla pe mine am rezonat cu ea, m-a atras. Tot o auzeam pe YouTube. Și îmi mungea pe suflet când o ascultam. Tip, wow, ce vorbește, ce lucruri interesante. Și ea tot timpul spune, băi, dacă am putut eu, poate oricine. Și frumos, pentru că de obicei ce auzi în jur, tu nu poți pentru că tu ești mic și nu înțelegi. În schimb, ea tot timpul ne-a încurajat și încurajează pe toți. Și e o lumină pentru noi. Eu am să-i fiu recunoscătoare toată viața pentru ceea ce face pentru mine, dar pentru toată lumea. Pentru că putea să-și țină cunoștința pentru ea. Dar a preferat ca să ilumineze, să facă lumină în lumea asta. Și noi prin ea o să iluminăm ca să trăim în lumea aia fericită. Unde se trăiește ușor, frumos și bine. Și să putem să ne din toți. Asta este. A meritat investiția ta în timp, bani, energie în acest curs? Dacă a meritat. Eu totdeauna am zis că ceea ce învățăm noi la Loredana e de ordinea milioanelor ca investiții. Deci, n-are preț. N-are preț. Și pot să spun că am făcut multe cursuri, multe școli care de creștere personală. Ceea ce găsim la Loredana nu găsești nicăieri. Cel puțin pentru mine. Pentru că fiecare are adevărul lui. Timpul. Din cursurile ei mi-a dăruit timp. Eu
o investiție de timp. Pentru că reușești să-ți găsești timp de calitate pentru tine, pe urmă. Exact. Și mare preț ce am investit. Și am câștigat de la ea. Investiția încă e prea mică pentru rezultatele care am obținut și care le obțin. Continui să le obțin. Pentru că nu am numai eu beneficii. Are și toți din jurul meu. Și asta e fabulos. Foarte minunat. Da. Așa e. Te felicit pentru tot timpul ăsta de calitate pe care ți l-ai oferit. Ce mesaj ai pentru cei care te urmăresc acum, care urmăresc această filmare? Mesajul cel mai important după mine. Să nu vă fie frică să vă descoperiți, să vă căutați în interiorul vostru, să descoperiți persoana minunată care sunteți. Academia e a doua familie a noastră, o să spun, unde creștem tot timpul. Și eu pot să spun că în momentul când am intrat în Academie am zis, ori sunt toți nebuni ca mine, ori am ajuns acasă. Atât a fost de frumos, pentru că vorbeau pe limba mea. Zic, wow, ce frumos e! Deci nu e că am luat-o eu. Toți aveau aceeași idealuri, aceeași obiective, ca să stăm toți bine, să ne iubim, să ne avem binele. Nu ceva ireal, ci ceva real care se poate. A fost minunat. Deci, lucrul cel mai important este să investim în noi. Când investim în noi, orice se poate întâmpla, nimeni nu poate să ne ia investiția noastră. Să creștem, pentru că devenim persoane, cum pot să zic, minunate, mai mult de atâta. Nu vine cuvântul. Persoane care pot să ajute și pe alții. Și vă aștept în Academie. Da, foarte frumos. Sper din suflet ca cei care te ascultă să-ți urmeze recomandarea și să facă pasul în Academie și să vină alături de noi. Ai un mesaj și pentru Loredana Latiș? Wow. Pentru Loredana. Loredana, nu pot să-i spun că decât să-i mulțumesc din suflet, pentru că a avut inspirația să ne inspire și pe noi, în joc de cuvinte, dar așa este. Pentru tot ce face ea pentru noi, pentru iubirea care ne dă. Asta e iubire. Când vrei ca și altul să crească, e iubire. Și pot să spun că iubesc din suflet. Și să continue să facă ceea ce face. E o inspirație foarte mare pentru, nu numai pentru noi, pentru toată umanitatea. Pentru că încă nu am găsit o persoană care să fie la nivelul său. Nu am găsit. Atât de etică, autentică și dă din ceea ce este, nu din ceea ce a învățat. Și este cel mai important, minunat. Și iubesc. Foarte frumos, foarte frumos. Ai acum un mesaj și pentru colegii din Academie? Pentru colegi, fă la treabă ca să schimbăm lumea asta, pentru că putem să trăim într-o lume mult mai frumoasă și noi știm, avem
Instrumentele avem tot acum, nu putem să mai spunem că să ne mai lăsăm duși de val. Nu există. Avem tot ce ne trebuie ca să fim o inspirație pentru alții. Și vă iubesc pe toți și până la treabă. Da. Mulțumesc, fiind colegă cu tine, am primit și eu cu sufletul mesajul tău și eu te iubesc și îți mulțumesc pentru acest dialog minunat. Ești minunată, extraordinară și îți urez mult, mult succes în tot ce ți-ai propus tu. Mulțumesc, la fel și ție, și sunt Mulțumesc. onorată. Stăteam ca colegă, ca intervistă, no, cum se spune? Că mi-ai luat interviu, ok. Cu mare drag, ascultându-te, simt că m-am îmbogățit mai mult pentru că mesajul tău simt că prima dată a ajuns la mine și îți mulțumesc pentru asta. Te îmbrățișez. Mulțumesc și mult succes în continuare. Pe curând!